of the Pendle Witches started here more than 400 years ago. It's all about people who just didn't fit in. Jesus! Joining, waiting, Mortician va pe spate. No! Chiar că n-am spus! Can you turn it off? Oh, flicare. Pendle Hill, plasată în estul județului Lancashire din Anglia, este cea mai cunoscută locație din UK care este asociată cu vrăjitoria și a pactelor cu diavolul. În 1612 a avut loc cel mai faimos proces de judecată al așa ziselor vrăjitoare din istoria Angliei. Cele 12 persoane acuzate au locuit în zona Pendle Hill și au fost acuzate de uciderea a 10 persoane prin folosirea vrăjitoriei. Dintre cele 12 persoane, 10 au fost judecate în 18 și 19 august 1612 în Lancaster. Alta a fost judecată la York în 27 iulie, iar ultima a murit în închisoare. 11 din cele 12 persoane acuzate au fost găsite vinovate și executate prin spânzurare, iar una a fost găsită ca fiind nevinovată. Cea mai cunoscută dintre persoanele judecate a fost Alice Nutter. Față de restul persoanelor acuzate, Alice venea dintr-o familie bogată, care deținea pământ în Pendle. Ea a fost acuzată pentru participarea la o întrunire de vrăjitoare care a avut loc în Vinerea Mare, iar mai târziu acuzată de moartea lui Henry Milton. Nutter a încercat să-i convingă că este nevinovată, însă restul acuzaților au pledat ca fiind vinovați. Cazul juridic a avut loc în castelul Lancaster în 18 august 1612, unde celor acuzați le-a fost respins accesul la avocați, cât și dreptul la chemarea martorilor. Alice Nutter a fost spânzurată la Gallows Hill în Lancaster la data de 20 august 1612. Acum, ce legătură are Alice Nutter cu Pendle Hill? Pe deal se află o zonă pietroasă alcătuită din Deer Stones, o adunătură de pietre care pot data până în perioada epocii de gheață. Folclorul local spune cum că în zona respectivă, foarte multe vrăjitoare se adună pentru a practica vrăjitoria sau chiar pacte cu diavolul. Cu astea fiind spuse, în acest videoclip vom investiga Pendle Hill pentru a afla dacă într-adevăr există un adevăr când vine vorba de folclorul și zvonurile locale, pentru a afla ce se află dincolo de mistere. Uite-o! Uite-o! Au! Upsi! Ui, trăbăroț, perfect la tuviu. Asta ce e? Asta-i witch? Da, asta-i Alice Nutter. Care e faza cu statuia? Îi statuia lui Alice Nutter, a cărui... Tu de ce nu ți-ai... Acu' e videoclipul. De ce nu ți-ai învățat? De ce să-ți spun eu istoria? Pentru că e mai fain așa, că nu știu. Dar nici eu nu știu. E că e statuia lui Alice Nutter care e îngropat acela la biserică. Cam atât. Ai citit ceva despre Alice Nutter? Da, pentru cele 11 persoane care au fost... Da, și ce-au făcut. Eu nu știu ce-au făcut exact. Puneți voi pe pauză, citiți voi aici, dacă vreți să aflați exact. Ca să nu stăm foarte mult să citim noi. Cal. De asemenea, ca o mică paranteză, în spatele meu, chiar lângă statuie, să zic așa, de-a lungul drumului, îi un râu. V-am mai zis, râul se zice că transmite energia. Acum nu știu ce legătură are exact cu statuia, având în vedere că Alice, din câte știu, nu e îngropată aici, e îngropată lângă biserică sau ceva în genul ăsta. Dar, din nou, râu, energie, who knows? Suntem în cimitirul unde e îngropată Alice Nutter. Ideea e că, de fapt, unde mormântul ei stă cineva, efectiv în fața lui. Trebuie să spunem că we don't want to be disrespectful. We just wanted to come to see your resting place. We don't want to be disrespectful or anything. Ok, suntem pe banca chiar de lângă mormânt, anume... Exact asta. Aici e îngropată Alice Nutter și a fost spânzurată, fiind acuzată de vrăjitorie. Și ca un mic așa update, că nici n-am apucat să filmăm. Ce ai auzit? Am auzit un sunet din ăla. Este acolo păsărită moartă. Unde? Da, ce mai vie. Ia, de ce ai auzit? Am auzit un zgomot din ăla ca de scraping, adică așa când... Zgărită dinăuntru. Zgărită dinăuntru de undeva. Interesant. Și asta nu se zice ca să se aude. Da. De parcă cineva ar încerca să iasă afară. 1612, pf,
400 de ani. Abia se vede. Abia se vede. Plus că zice Oana că ăla ar fi de acolo, nu știu dacă se prea observă. Da, sper să se vadă. Da, se vede. Vedeți capul ăla de schelet cum ar veni? E semnul că a fost vrăjitoare. Sau a fost cel puțin acuzată. Acuzată, da. Problema e că aici se închide la ora 4, nu o să mai putem să venim mai pe seară. Poate că ați văzut la overnight sau la cine mai făcut investigații aici. În mod normal ai nevoie de permisiune specifică să poți să vii aici. Noi habar n-avem cu cine să comunicăm, cum s-ar putea face. Plus că mai bine să nu riscăm să intrăm aici ilegal după ora de închidere ca să filmăm un videoclip pentru YouTube. Not worth. Să adaptez. Ai ceva cu lașai? Demonic sulfurul. Efectiv stăteam aici deasupra altui mormânt și am zis că, bă, parcă miroase un pic amare. Așa l-am asimilat eu, așa amare, dar acum că am stat toți așa să ne gândim ceea ce dracu miroase, miroase a sulfur, efectiv. E pur sulfur. Acum, ouă strigate, nus. Și în caz că nu știți, sulfurul e asociat cu demonii. Acum, prezența demonică, dar din ce în ce mai puternic. Parcă e foarte proeminent mirosul, cel puțin chiar aici. Acum, scuzați că bate vântul. Aici, la, văd de vedere că bate vântul, cine știe de unde îl poartă, de unde îl cară mirosul. Dubios, cine știe, poate aveți vreo teorie. Am început să luăm trail-ul pentru a ajunge la Deer Stones, unde se zice că s-ar fi făcut pacturile și ofertele diavolilor. Atât că nu știm exact unde trebuie să luăm, deci nice. Mic update, am găsit o cruce aici în drum, o răscruce. Da, e destul, wow, plină de vechi. Ok. Da, să vedeți ce facem noi pentru content. Ok, am ajuns la Pendle Hill, am urcat sus, greu, foarte greu. O oră, cam o oră am urcat. Hello, mă orbește. Și cam ăsta credem că e locul, nici nu vedeți efectiv. Sunt niște pietre, astea se numesc Deer Stone, cei care ar fi din perioada Ice Age, cum e română. Epoca de gheață. Așa, epoca de gheață, dar așa are folclorul sau legenda cel puțin, de parcă astea ar fi pietrele dracului sau ceva în genul ăsta. Problema e că nu ne dăm seama exact care dintre locurile astea sunt, sau care dintre pietrele astea sunt folosite pe post de loc de gathering pentru rituale. Acum, ăsta e cel mai ok să ne punem echipamentul și așa mai departe, așa că o să încercăm aici, că altceva n-avem ce face. Avem, nu știu dacă se vede, un catball acolo, salvamontist aici care face parkour pe munți. Și de asemenea, ca de obicei, avem EMF-ul, spirit box-ul, dacă e direct în față, și maglite-ul. Hai să încercăm, nu știu care șansele să avem ceva rezultate pe aici, dar niciodată nu știi, așa că let's go. Oricum zici că sunt cap plutitor pe ecran. Eu, mic update, că am uitat să zicem când filmam, o să vedeți decât două unghiuri, pentru că una dintre camerele Night Vision, anume clona aia de GoPro, era moartă. La modul era încărcată înainte să plecăm și când am pornit-o să începem să filmăm cu ea, dead. Cine știe ce semnifică, dar era moartă, n-avea baterie, nașpa. Anyways, să continuăm. Haideți să ne și prezentăm cine vrea să participe la investigație. Eu de aici de sus nu prea vreau. Hi, my name is Alex. We came here to communicate. We heard that people come here to perform rituals. We are not sure exactly why, what makes this place so special, but if you would like to communicate with us while we are here, you should do so now because we're not gonna stay here for too long. But anyways, my name is Alex. Hi, my name is Juana. First of all, I want to say, with all due respect, we don't mean absolutely no harm or anything. We just want to ask some questions. We know that Alex, we heard that back in the day, during the witches' trials, the witches used to come here to perform rituals and to do deals with the devil. And we just want to know if that's correct. We don't want to be disrespectful, so please don't be offended. Hello. I'm the cameraman. My name is Alex. Hi, my name is Ray. I'm with them. Cool. So if you want to talk to us, you can use any of these devices. You have one of those cat balls right there. It lights up whenever you touch it. You also have this gray device, which simply lights up whenever you get near it. We have another cat ball right there. And there's also a torch that lights up whenever you touch it. Dancing.
Am primit pe Spirit Talker. Is anyone here with us? Is anyone dancing? Poate fac ăștia o horă. Okay. Dăm de ele. Ele, da, da, da. Am vrut să pun asta un pic jos. Ce? Asta. Camera? Da, o secundă. It's us. What? It's us. Who? Who us? The witches from the witches trial. Is Alice Nutter around? Sper că se vede, e pus pe airplane mode, nu folosește net sau ceva. Can you please give us a sign? Could you make any noises? Coincidence. Could you let us know that you're here? That we're not accident. Just... Bă, să zici că o suna ca și un car crash. Accident, Nu știu dacă s-a auzit pe camera. Okay. Filming. Filming, yes. Filming. Yeah, literally we are. I just want to be clear. We don't mean any disrespect. We don't want any trouble. We are just curious. That's it. Have memories. Have memories. You have memories here in this place from the 1600s? Did anyone do a deal with the devil here? Did you sell your soul? Whoa. Holy shit! Holy shit! Thank you. So that's true then. Did you sell your soul? Could you make the other device go off as well? Dorothy. Dorothy. Eu nu atent în numele alea. Nu știu, dar nu știu dacă nu și lor le-a ieșit în investigații numele ăsta. Ăla în cameră, by the way. Thank you. S-a oprit și iar s-a pornit. Thank you very much. Mă, adevărul e că bate puțin vântul. Da. Ar trebui să mergi să o muți un pic de acolo. Surprise. Surprise. Are you surprising us with evidence? În camere? No, aia da. Thank you. Cred că e vântul, sincer zic. Adică, who knows, da? Foarte probabil să fie vântul. Pe aia, acolo, simți vânt, Bogdi? Da, e vânt foarte mare aici. Deci, în teorie, ar trebui să prinde și aia la altă. Aici, probabil și eu simt aici sus, la cap, vânt. Harriet. Harriet? Cred că e ceva buggy acolo. Scutru-o, ridic-o și vezi, așa. Ai văzut că s-au oprit fix în cheia apropiat de aia? Da, absolut nimic nu e aici, fraților. Nothing. Could you make it go off again? Thank you! Ce mai vrei? Literalmente. Thank you very much. Lucy. Many names coming through. Ca să vedeți, guys, cât de sus suntem. Acolo... What? E orașul. No. Again. Iară. Thank you very much. Încercăm acest metod. We're gonna try another device. Maybe you're deciding to talk to us. Vrei tu, Bogdi, să fii primul care face? Sure. Vreau să văd dacă în primul rând prinde semnal. Da, prinde. Is anyone here with us? He's right here. Andy Fletch. Andy Fletch? Sau ceva? În piele? N-ai fi încercat. Negative. Ready? If there's anyone here who would like to communicate, you can use our friend here to speak through him. Simply talk. Them of the day. M of the day. Deci asta nu vede. Efectiv, camera asta nu vede nimic. Is any of the witches here with us? Tell them what we really mean. What do you mean by that? Who are we talking to? Darn it. Darn it. Dan. Dan as in name. Make it. Make what? Baby, baby. Is any of the pendle... It's really off ceva. Oh my god. I was wondering, is any of the witches here? There were any rituals or deals with the devil here? Joining. Oh my god. Can you confirm that it's one of the witches? Waiting. You're waiting for what? Another deal? Who's waiting? Who are we talking to? We recommend this torch ceva. În spatele lui, lanterna, dar nu se vede. You wanna touch it? You wanna touch the torch? It's behind our friend. Right person, ceva. You're waiting for the right person to make a deal? Can you show yourself? Oh god.
Can you give us a more direct sound? Thank you. Thank you. I got it. Thank you. On cue. Perfect. He wasn't. Who wasn't? Sorry. Sorry for what? Who wasn't? If this is you who we're talking to, could you make the cat ball go off again? Ma ti ești cineva pe spate? Nu. Nu, da, dacă e transpirat. Ok, am zis că cineva mi-a atins biozdanul. Ok. Did you touch our friend, our cousin? If you did, touch him. Right now. Right now, ok. Eu sunt tuc din încolo. Da, da, da. You are not allowed to touch us. You are not allowed to interact with us physically in It may happen. No, it If you not... are... Ceva. Opresc. Who are we talking to? Tell us now. Over here. Okay, but who are you? Because you cannot intimidate me. I just want to know who I'm talking to. I currently don't believe in you. You have no power over me. But you can still show yourself if you have what it takes. I don't mean to offend anyone who's good at heart. However, I couldn't care less about something that's evil or supposedly evil. Absolutely nimic. What the cat? Ceva bad. Is something bad coming? What possibly go wrong? Many things can go wrong. Can you tell Bogdan, our cousin, the one with the headphones? Good for me. Could you tell him? Good for you. Could you tell him stop? Tonight. Like, tell him the word stop. Where are? If you want us to leave, tell us the word leave. Or go, get out. Or get out. You got ceva. You got it? I don't mind. You don't mind us leaving? Or do you mind don't mind us staying? Release ceva. What, release you? I don't think so. The Kraken. Sorry. Hai. Gata. Cum ți s-a părut că a trecut timpul? Normal? Da. Wow, prea multă lumină. A avut ceva sens? Da, adică din punctul meu de vedere, da. Ce ai simțit cu spate? În ce sens? Nu, cred că orică m-am împins eu prea tare pe asta și am dat cu piatră. Nu te-ai mișcat, Bordi. Nu, gen, am lăsat așa pe spate un pic. Ai simțit literalmente gen Aci. Între tine și ghiozdan? Aci, nu, pe ghiozdan. Aci. Ah, ok. Mă gândeam că dacă e pe spate, să fie de la transpirație. Nu. Cum s-o oprește pe ghiozdan. Ok, once again, you can talk through Juana here, who's my sister and their cousins. Your cousin. Ai auzit și tu așa, nu? Sau te-ai întors? O mașină m-a auzit sau ceva. M-am întors fix atunci. Inside information. It's a conspiracy theory. You're not. Who are we talking to? I will make it. You will make it what? God forbid. God forbid. Oh my God. What? We should have left. Did you make a deal here with something proclaiming itself as the devil? A few of us. Okay. What did you do the deal for? What did you ask for? Heaven. Did you ask to go to heaven? Wouldn't that be a bit ironic to ask the devil to go to heaven? Exciting in the progress. I died. Whoa. Did you die trying to go to heaven? I've been told. So you don't know how you died? Someone touch me. M-a atins ceva pe spate. In ce sens? Adică m-a atins ceva pe spate. Fucking hell. Why? Deci, știți cum am simțit? If you touch Juana, you can turn this torch. Make the flashlight go off. Oh my God. Deci știți cum am simțit? Așa. Așa. Așa, de sus în jos. Touch me. You have my permission to touch me right now. You have the next 10 seconds to touch my back. If you truly have the power to do so. So I'm gonna count from 10 all the way down to 1. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1. That's it? Nothing? We really climbed up here for over an hour just to
Nothing? Is this really how weak you are? Whatever you are? I wanna see you, I wanna talk to you, I wanna prove myself that there are entities besides us. But you're not really helping me, are you? Sigur că zic că parcă simt că îmi pierd echilibru stând aici, dar în rest... Exact, asta am vrut să-l întreb pe Bogdi, dacă o simți că își pierde echilibru pe stânca aia. Jur pe viața mea. Dar în picioare, nu din cap. Exact, din parcă nu pot să-mi găsesc. Bine, stau și picior pe ăsta picior. Exact, asta am vrut să-l întreb. Așteptam să termin tu, să-l întreb pe Bogdi dacă o simți că își pierde echilibru. Poate că e poziția. Stau și cu ăsta efectiv pe deasupra bucilor, efectiv sub spinare. Simțeam acum că gen alunecă, că pământ umed. Dar ce a fost dubios? Ce a spus? Dacă ai făcut deal, ai venit aici să faci deal și ai zis să fiu ovas și am întrebat că ce ai întrebat, practic. Pentru ce ai făcut deal, ai zis heaven. Și am zis că ai făcut deal să intri în heaven și că e cam ironic că ai făcut practic un deal cu dracu să ajungi în rai. O lecuță a avut sens, ceva s-o legat acolo. Și la mine acolo a avut sens ceva. La tine unele au avut sens, dar trebuie să ne uităm pe să fotici, că nu le mai țin minte. I wanna make a deal. Cu cine? Nu. We have someone who would like to make a deal. Să lasă să meargă spirit box-ul. Lasă să meargă încolo. Chiar vreau să văd lanterna aia că pornește. What the fuck? Ce? O porni lanterna. What the fuck? Chiar când am spus. Can you turn it off? Lanterna aia că pornește. Can you turn it off? Oh my god. La și reacțiile voastre m-a încăcat pe mie că v-ați întors în dreapta. Was that you? Antomenet. Can you turn it off now? Or was it just the wind? Dacă tu zici că nu a fost wind. I mean, it could be. Dar gen, n-am vrut să miște, na. Oh, flicăre. Oh, thank you. Could you make it light up again? Prove that it wasn't the wind. Wow. Nu cred că s-a întâmplat fix asta. După ce am terminat ultimul, ultima literă. Tu cu antena direct sub genunchi. Când One au terminat testul, am spus să pornească flash-ul dacă chiar i-au atins. Sau cine a fost aici. Probabil că ăsta a fost răspunsul. Wow. Insane. Can you turn the flashlight again, please? If you're still here. Are you still here with us? You can still make any of these devices go off. You still haven't touched that one. Are you still here with us? You can talk into this device. Please don't. Welcome home. Okay. Would you like us to leave? Can you make the flashlight go off? Headlight. Once again, we don't want to be disrespectful or to be persistent, but if it's still someone here with us, can you please make any of our devices go off? You have two more minutes because we're running out of battery. Just one more time. And we will leave you in peace. Can you make a noise? Can you move one of these rocks? Even a small one. Can you make this cat ball go off? The one that's right in front of me, right there. Is that it? You want us to leave? Because we'll leave. We're not coming back. Ați auzit o voce venind în spate? Am auzit în depărtare. We're leaving. We will leave you in peace. We didn't want to be disrespectful. But whoever is here, whoever is roaming this lands, you are not allowed to follow us. You're not allowed to attach to us, to follow us home. Well, thank you very much for all the communication for tonight. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Salut, YouTube. Fost niște zile grele. Fost la Pendle Hill. Mersi.
Și cam aici se termină investigația din clipul de astăzi, într-adevăr puțin mai scurtă, dar așa a fost să fie de data asta, sorry. După cum am văzut în videoclip, n-am fost sigur că într-adevăr aia locația pietrelor și uite că așa au și fost, nu alea au fost pietrele potrivite, deci de-aia probabil că n-am avut nu știu ce evidență. Dar tot s-au întâmplat unele chestii, deci cine știe până la urmă care e faza. Oricum, sper că vi s-a părut interesant videoclipul, sper că l-ați găsit entertaining și dacă ați descoperit ceva ce noi nu am văzut, vă rog frumos să lăsați în comentarii. Dacă vreți mai multe videoclipuri de genul ăsta, știți cum e, dați like pentru algoritm și un comentariu cu părerea voastră din nou pentru algoritm sau whatever, cum vreți voi. O să vină un videoclip foarte mișto de Halloween, probabil că o să fie pus ori de Halloween, ori cu vinerea de dinainte. Vedem, o să aflați oricum. Ne vedem săptămâna viitoare, vineri la ora 8, ca de obicei, un videoclip nou. Eu am fost Ganso, s-a rupt!